Această rubrică vă este oferită de Sanador. PET-CT este metoda de diagnostic utilizată cu succes în reprezentarea cu exactitate a anumitor tipuri de cancer. Vorbim astăzi despre rolul examenului PET-CT în diagnosticul melanomului, o formă de cancer de piele. Ce trebuie să știe pacienții, ne spune doamna dr. Mirela Gherghe, medic primar, medicină nucleară. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Ce rol joacă examenul PET-CT în diagnosticul melanomului? Examenul PET-CT este esențial în, nu atât în diagnosticul melanomului malign, care se pune în urma biopsiei realizată de către medicul dermatolog, dar după această etapă este esențial în stadializarea bolii, stadializare completă a pacientului, care va determina în continuare atitudinea terapeutică. Dacă în stadiile mai puțin avansate vorbim în continuare de chirurgie, adică de reexcizia leziunii cu margini de siguranță și biopsia ganglionului santinelă, în stadiile mai avansate trebuie să ne îndreptăm către terapiile sistemice, terapii țintite sau imunoterapie, cele care au revoluționat prognosticul acestei boli agresive în ultimii ani. Examinarea PET-CT se face așadar după momentul diagnosticului pentru a vedea dacă există metastaze în ganglionii regionali sau în alte organe la acești pacienți. Ne permite o scanare completă din creștet și până în tălpi a pacientului în mai puțin de 30 de minute, ceea ce este un avantaj esențial față de metodele imagistice clasice, dacă vorbim de computer tomografie. Este de asemenea o metodă care poate fi făcută la pacienții cu insuficiență renală sau cu alergie la substanțele de contrast iodate, cele care se folosesc la examinarea computer tomografică, cea mai frecvent utilizată. Cum se desfășoară această investigație? Investigația este ușor de suportat de către pacient, este complet neinvazivă, se administrează acest izotop radioactiv, o glucoză marcată cu fluor 18, care are proprietatea de a se concentra în celulele tumorale, iar tehnologia PET-CT de ultimă generație ne permite să diagnosticăm leziuni cu o precizie de 5-6 mm. Pacientul poate fi înlocuită, da, investigația cu o alta? Vă ascult, vă rog. Investigația poate fi înlocuită, să zicem, cu examenul CT cu substanță de contrast, care trebuie făcut pe mai multe regiuni ca să acopere întregul corp, care iradiază mai mult în această situație. Puțină lume știe că examenul PET-CT, chiar dacă sună destul de periculos că s-ar putea face, se face cu o substanță radioactivă, el presupune o iradiere mai mică decât un examen CT cu substanță de contrast. Poate fi necesară repetarea acestei investigații? Sigur că, da, la pacienții cu stadii avansate, examinarea PET-CT se face înainte de a începe terapia și apoi, la anumite momente stabilite prin ghidurile terapeutice, momente în care să evaluăm dacă terapia este eficientă și dacă nu, cumva ea trebuie schimbată în cazuri de ineficiență sau continuată dacă constatăm la examinarea PET-CT un răspuns bun al pacientului la terapie. Înțeleg din ce mi-ați spus că nu este greu de suportat investigația de către pacienți. Nu, se administrează substanța pe cale intravenoasă, ca la orice investigație imagistică, după care pacientul trebuie să consume un litru de lichid, să așteptăm o oră până când substanța ajunge în organe să se concentreze, după care scanarea, așa cum v-am spus, durează nu mai mult de jumătate de oră și avem această scanare a întregului corp, pentru că melanomul malign știm că e o boală agresivă care poate să metastazeze absolut în orice organ, poate să metastazeze subcutanat sau în mușchi și atunci este esențial să avem acoperirea întregului corp atunci când evaluăm acești pacienți. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc.
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.